Ce-au cuvântul la doamna Dumitrescu? Bună ziua! Păi da, 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 s-a făcut în anul 2010 pensiunea, această pensiune, și în anul 15 decembrie 2010 și 15 decembrie 2011, pe parcurs sau unui an, s-au făcut fonduri nerambursabile, o sală multifuncțională și un manaj acoperit. Proiectul a fost s-a numit investiții în infrastructura de agrement a fermei Pelicer. A fost desfășurat pe axa 5-2. Cineva s-a lăudat. Deci cu axa prioritară 5, domeniul major de intervenție 5-2. Valoarea investiției a fost de peste 7.200.000 de lei, din care fonduri nerambursabile 3.500.000 de lei. Toată construcția și toată derularea proiectului a decurs fără incidente, fără acte adiționale, deci ne-am încadrat exact în perioada de un an când a fost proiectul. Sala multifuncțională și manevrul sunt din lemn. Sala funcțională are, multifuncțională are o suprafață de 550 de metri pătrați la sol, iar manevrul 1840 de metri pătrați. Prin construcția acestor două edificii sperăm să dezvoltăm foarte mult turismul în zonă, pe toată perioada anului. Și s-au creat locuri de muncă. Prin proiect trebuiau minim 5, noi deja avem 9 locuri de muncă, am pus până la această dată. A crescut numărul de turiști, a crescut numărul de noptări, cifra de afaceri, deci și implementarea proiectului a avut un succes deosebit în zonă. Eu sper să vă facă plăcere să vedeți și sala multifuncțională și mai ales manezul care este unul sigur mai extensare de dimensiunile celui de la școală. Câți care are? 10. 10? 18, dar trebuie să-i 10 funcționale. Da, da. Trebuie să-i conecte și este cel mai bun. Da, trebuie să-i conecte o anumită vârstă pentru a putea fi conecte. Dar nu era. Iar locul de cazare